Hai și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ocazie în care să discutăm despre ceea ce crede, învață și practică Biserica Luterană Confesională. Pentru această ocazie m-am gândit să vă pun la dispoziție o învățătură luterană fundamentală. Este vorba despre învățătura cu privire la Dumnezeu sau doctrina despre Dumnezeu. Așa cum deja am afirmat în alte înregistrări, tot ceea ce omul cunoaște despre Dumnezeu a fost revelat de către Dumnezeu însuși. Această revelație a avut loc în creație sau în natură și, de asemenea, în Sfânta Scriptură. În legătură cu acest lucru, teologia luterană confesională afirmă faptul că Dumnezeu s-a revelat și poate fi cunoscut pe cale naturală și pe cale supranaturală. Prin mijloacele naturale, omul știe că Dumnezeu există, că este omnipotent, că este etern și că El a creat și păstrează această lume în care ne desfășurăm existența. Cunoașterea naturală vorbește despre Dumnezeu ca stabilind diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Gnosticii și ateii au multe explicații de găsit pentru a infirma existența lui Dumnezeu, chiar și atunci când se uzează doar de revelația aceasta naturală. De asemenea, Biserica Luterană Confesională crede și învață faptul că Dumnezeu poate fi cunoscut de către om prin intermediul legii pe care Dumnezeu a pus-o în inima fiecărui om în parte. Prezența acestei legi în inima omului face ca fiecare persoană în parte să aibă, chiar și într-o formă foarte diluată, ideea de judecată la care Dumnezeu îl va supune la finalul existenței. Despre această cunoaștere naturală a lui Dumnezeu, teologia luterană confesională afirmă că stă la baza drepturilor civile, a legilor civile, dar și la ținerea în frâu a actelor criminale și antisociale. De asemenea, ea este un argument solid împotriva ateismului. Din păcate, datorită păcatului care afecta capacitatea naturală a omului de a înțelege chestiunile spirituale, revelația naturală a lui Dumnezeu, deși vorbește despre Dumnezeu, nu spune nimic despre salvarea omului din păcat. Revelația naturală este o expunere a legii și, în consecință, ea vorbește doar despre condamnarea omului datorită păcatului, ci nu despre salvarea acestuia. Omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu ca salvator doar din revelația specială. Această cunoaștere specială a lui Dumnezeu este o cunoaștere supranaturală. Este vorba despre revelația lui Dumnezeu în Iisus Hristos, așa cum o găsim în Sfânta Scriptură. Această cunoaștere supranaturală a lui Dumnezeu nu are niciun fel de alte surse decât Sfânta Scriptură, așa cum am mai afirmat în alte înregistrări, atunci când am vorbit în mod special despre Scriptură. Pentru a-L înțelege pe deplin pe Dumnezeu, așa cum este El prezentat în Sfânta Scriptură, singurul mod în care îl putem cunoaște corect pe Dumnezeu, trebuie să abordăm una dintre cele mai speciale doctrine creștine, adică doctrina despre Sfânta Treime. Biserica Luterană Confesională crede și învață faptul că Dumnezeu este unul în esență, iar în această esență unică există trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiecare dintre aceste trei persoane ale Sfintei Treimi este Dumnezeu adevărat, posedând întreaga esență divină, fără însă ca aceasta să se multiplice sau să se dividă. Cu alte cuvinte, fiecare persoană a Sfintei Treimi posedă întreaga divinitate, ci nu doar anumite porțiuni din aceasta. Prin afirmația fără multiplicare, învățăm faptul că nu există trei seturi distincte de atribute divine care să aparțină, de exemplu, un set Tatălui, un set Fiului și un set Duhului Sfânt, ci există un singur set de atribute divine care aparține în mod complet și în același timp fiecăruia dintre cele trei persoane. În Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt posedă toți în totalitate aceeași esență divină și aceeași atribute fără niciun fel de deosebire. Doctrina despre Sfânta Treime este sumarizată în următoarea definiție: tres persona, una esenția divina, individua, unus Deus. Conform acestei definiții, în Sfânta Treime este o persoană a Tatălui, o persoană a Fiului și o persoană a Duhului Sfânt. Aceste trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, posedă aceeași substanță divină, fiind egali în glorie, eternitate și putere.
Exact așa cum este Tatăl, este și Fiul și Duhul Sfânt, așa cum este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt, respectiv așa cum este Duhul Sfânt, este și Tatăl și Fiul. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Totuși nu vorbim de trei Dumnezei, ci despre un singur Dumnezeu. În Sfânta Treime vorbim despre un singur Dumnezeu în trei persoane în unitate, fără a amesteca persoanele și fără a separa substanțele, exact așa cum vorbește și crezul atanasian. Cuvântul esență folosit pentru Dumnezeu semnifică natura divină cu toate atributele ei, în care există ca una, adică în unitate totală, cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Termenul acesta se aplică lui Dumnezeu într-un singur sens. Când vorbim despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, noi nu ne referim la o noțiune abstractă, ci la o noțiune concretă. Esența reprezintă acel lucru care aparține celor trei persoane divine într-una singură. Când folosim termenul persoană cu privire la Dumnezeu, ea, de asemenea, este aplicată într-un singur sens. Când afirmăm că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane, teologia luterană confesională respinge toate erorile dogmatice care spun că ar fi vorba, de fapt, despre niște energii sau despre niște calități diferite ale aceleiași persoane, afirmând că este vorba despre trei identități raționale. Pe de altă parte, teologia luterană confesională neagă faptul că ar fi vorba despre trei esențe diferite sau trei Dumnezei distinți și afirmă faptul, în condițiile în care este vorba despre trei individualități raționale, deci afirmă faptul că Tatăl nu este Fiul și nici Duhul Sfânt, Fiul nu este nici Tatăl și nici Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt nu este nici Tatăl și nici Fiul. Cu toate acestea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au aceeași esență divină, fiind un singur Dumnezeu. Biserica luterană confesională respinge orice învățătură care neagă cele afirmate anterior, considerând erezii învățăturile avansate de către arianism, monarhianism, sabelianism, unitarianism, dar și de către teologia modernă liberală. Biserica luterană confesională este conștientă de faptul că rațiunea umană tinde în mod natural spre o poziție unitariană, adică o poziție antitrinitariană sau o poziție triteistă. Rațiunea umană nu poate să pătrundă cu logica naturală această doctrină fundamentală a Bisericii lui Hristos. Cum această doctrină este mai presus de rațiunea umană, de rațiunea naturală a omului, noi luteranii confesionali afirmăm faptul că nu există niciun fel de contradicție între unitatea lui Dumnezeu și învățătura despre Sfânta Treime, care trebuie crezută. Deși vorbim despre trei persoane distincte într-o singură esență divină, persoane egale din toate punctele de vedere, Sfânta Scriptură ne vorbește despre o distinție soteriologică care se bazează pe faptul că Fiul este din Tatăl, iar Duhul Sfânt procede de la Tatăl și de la Fiul, învață Biserica Luterană Confesională, în contrast cu bisericile ortodoxe răsăritene. Sfânta Scriptură ne spune că prima persoană a Sfintei Treimi este Tatăl, a doua persoană este Fiul, iar a treia persoană este Duhul Sfânt. Sfânta Treime nu este clar revelată în paginile Noului Testament așa cu denumirea aceasta. Acolo unde totuși Sfânta Treime este revelată de către Cuvântul lui Dumnezeu și în Noul Testament citim de exemplu despre botezul Domnului nostru Iisus Hristos, dar și despre benedicția dată de către Sfântul Apostol Paul, care, inspirat de Duhul Sfânt, spune astfel în 2 Corinteni capitolul 13, la versetul 14: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Obiecții antitrinitarienilor, conform căruia în Vechiul Testament se vorbește despre un singur Dumnezeu, Biserica Luterană Confesională îi răspunde cu faptul că există dovezi ale Sfintei Treimi și în Vechiul Testament. De exemplu, o primă dovadă este pasajul din primul capitol al cărții Geneza, acolo unde numele lui Dumnezeu este un plural și nu un singular, chiar și în limba ebraică. Citim la Geneza capitolul 1, la versetul 26 astfel: Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.
De asemenea, tot în cartea Genezei, Dumnezeu vorbește despre sine astfel. Găsim la capitolul 19 cu versetul 14. Atunci Domnul, și aici este la plural, a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Cuvântul acesta fiind la plural. Alte pasaje similare din Vechiul Testament, pasaje care sunt un argument solid pentru susținerea doctrinei Sfintei Treimi, este, de exemplu, Psalmul numărul 2. Apoi sunt primele două capitole din Cartea Genezei. Apoi este capitolul 23 din a doua carte a lui Samuel. Este Psalmul 33, Psalmul 48, Numeri capitolul 6, dar și altele asemenea lor, pe care vă invit personal să le parcurgeți. Toate aceste pasaje demonstrează faptul că și Vechiul Testament conține doctrina Sfintei Treimi în același mod în care este prezentată în cărțile Noului Testament. Sfânta Scriptură îl descrie pe Dumnezeu ca fiind esența supremă sau existența supremă. Această esență are o serie de caracteristici sau atribute. Revelându-se omului, Dumnezeu împrumută limbajul uman, raportându-se la modul de înțelegere a omului, cel care de altfel este beneficiarul revelației lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne vorbește despre Dumnezeu ca justificând omul păcătos prin har și despre un Dumnezeu care îi condamnă pe cei necredincioși. Este vorba, evident, despre același Dumnezeu. De aceea avem de-a face atât cu dragostea infinită a lui Dumnezeu, dar și cu mânia lui. Teologia luterană confesională și Biserica luterană confesională mărturisește și învață faptul că un Dumnezeu, că Dumnezeul justifică pe om pe baza harului, ci nu pe baza meritelor care există în acel om. Atributele lui Dumnezeu, pentru o mai simplă înțelegere, se împart în două mari categorii. Biserica luterană confesională vorbește despre atribute negative și atribute pozitive. Termenii au un înțeles diferit decât acela clasic. Atributele negative, spune teologia, sunt acele atribute care arată imperfecțiunea omului în comparație cu perfecțiunea lui Dumnezeu. Ele reprezintă acele atribute care nu se întâlnesc decât în Dumnezeu, niciun om nefiind caracterizat de astfel de atribute. În contrast, atributele pozitive sunt acele atribute care îl descriu pe Dumnezeu în perfecțiunea lui, dar într-o anumită formă ele se regăsesc și în om. O primă expunere o vom face pe acele atribute care îl descriu exclusiv pe Dumnezeu, ele nefiind caracteristici ale vreunei creaturi. Un prim atribut despre care vorbim este unitatea divină. Conform acestui atribut, Dumnezeu este unul singur. Unitatea lui Dumnezeu este, așa cum deja am mai afirmat, una absolută și, de asemenea, este una exclusivă, deoarece fără acest atribut, Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeu. Un alt atribut în această categorie este simplitatea divină. Acest atribut ne descoperă un Dumnezeu care este adevărat și necompus din materie. Subsistența lui Dumnezeu este una naturală, nu este una naturală, ci este una cu totul supranaturală. Apoi, ni s-a revelat faptul că Dumnezeu este imuabil. Imuabilitatea este acel atribut exclusiv al lui Dumnezeu, care arată faptul că Dumnezeu nu se schimbă în timp, ci rămâne același. Dumnezeu nu face obiectul schimbării așa cum este omul. Din acest motiv, Dumnezeu este incoruptibil. În conformitate cu acest atribut, Biserica Luterană Confesională crede și învață faptul că in Deum nulla cadit mutatio, adică în Dumnezeu nu există schimbare, nu există mutare. Infinitatea este un alt atribut care îl caracterizează exclusiv pe Dumnezeu. Creatorul nostru nu este mărginit de niciun fel de granițe, așa cum este omul mărginit de trup, spațiu și timp, și orice alte aspecte vreți dumneavoastră. Dumnezeu este infinit în materie de spațiu, timp, înțelepciune, dragoste, putere și așa mai departe. Strâng legat de atributul infinității, teologia luterană confesională ne învață faptul că Dumnezeu este caracterizat de imensitate. Conform acestui atribut, Dumnezeu nu poate să fie măsurat.
Dumnezeu nu poate fi niciodată cuprins în totalitatea Lui. Dumnezeu este etern. Eternitatea este acel atribut care ne vorbește despre faptul că Dumnezeu nu are nici început și nici sfârșit. El vine din eternitate și merge în eternitate, timpul neputând să-și pună amprenta asupra existenței Lui. Biserica Luterană Confesională crede și învață faptul că Dumnezeu nu este dependent de absolut nimic din ceea ce se află în afara Lui. Acest lucru îl face să fie radical diferit față de orice altă ființă creată, dar de asemenea îl face de necuprins pentru rațiunea ființelor create, oricât de mult ar performa acestea în această direcție. Despre Dumnezeu, Biserica Luterană Confesională crede și predă faptul că este omniprezent. Acest lucru înseamnă că Dumnezeu este pretutindeni și în același timp. Fiind infinit, nemăsurat, etern, independent de spațiu și de orice alt lucru din exterior, Dumnezeu poate să fie prezent în același timp oriunde dorește să fie prezent. Acest lucru este valabil în esența lui Dumnezeu. Toată divinitatea poate să fie prezentă oriunde în același timp. Cu toate că este prezent oriunde în același timp, Dumnezeu rămâne transcendent. Astfel, această omniprezență nu trebuie să fie înțeleasă într-un sens panteistic. Dumnezeu este peste tot, dar El nu se confundă sub nicio formă cu locul sau cu obiectul respectiv. De asemenea, este important să afirmăm faptul că această omniprezență are loc fără multiplicarea lui Dumnezeu, fără extensie, fără contradicție și fără amestecare. Cu alte cuvinte, în omniprezența sa, Dumnezeu este prezent pretutindeni în același timp în plinătatea Dumnezeirii sale cu toate atributele care caracterizează această divinitate. Afirmația aceasta este una deosebit de importantă și trebuie reținută deoarece ea ne va ajuta să înțelegem o altă învățătură fundamentală a Bisericii Luterane Confesionale, mai precis învățătura despre Sfânta Euharistie, pe care o vom dezbate în multe ocazii foarte amănunțit. Am parcurs atributele care îl caracterizează exclusiv pe Dumnezeu și nu se regăsesc sub nicio formă în ființele create, indiferent dacă vorbim despre îngeri, oameni sau animale. Acum vom trece în revistă atributele pozitive ale lui Dumnezeu, adică acelea atribute care pot fi regăsite într-o oarecare măsură și în ființele create, dar pe care Dumnezeu le are într-un mod diferit de ființele create, așa cum vom vedea foarte clar. Dumnezeu este viață. Dumnezeu este întotdeauna activ. În mod particular, spre diferență de alte ființe create, Dumnezeu are însă viața în sine însuși. El nu a privit viața din altă parte așa cum se întâmplă cu creaturile. El este efectiv cauza vieții oricărei ființe. În contrast, spunem faptul că Dumnezeu este nemuritor tocmai pentru că El are viața în sine însuși. Dumnezeu este caracterizat de asemenea de atributul cunoașterii. Deși oamenii au și ei un astfel de atribut, cunoașterea lui Dumnezeu este una completă, este fără limite. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, indiferent dacă ele sunt trecute, prezente sau viitoare. Și le cunoaște în mod perfect. Cunoașterea lui Dumnezeu cuprinde totul și este, așa cum am spus, infailibilă. Această cunoaștere nu implică însă păcatul. Ea nu are legătură cu cauza păcatului. Un alt atribut al lui Dumnezeu este înțelepciunea. Dumnezeu este Cel care dispune și ordonează toate lucrurile în cel mai admirabil mod, cu putință de la început și până la final. Atât creația cât și salvarea omului din păcat sunt rezultate ale înțelepciunii divine. Dumnezeu are de asemenea voință. Sfânta Scriptură afirmă faptul că Dumnezeu este inteligent. El are suveranitate absolută și este independent de absolut orice lucru exterior. Din punct de vedere al omului, Dumnezeu este de neatins și de neînțeles, și la fel de nepătrunsă este și voința lui Dumnezeu, exceptând voința revelată, adică acea voință pe care Dumnezeu, prin proprie inițiativă, a decis să o facă cunoscută omului. În Sfânta Scriptură, în ceea ce privește voința lui Dumnezeu, distingem două aspecte importante. Vorbim despre o voință primară, o voință primară este aceea conform căreia Dumnezeu dorește ca toți păcătoșii să fie mântuiți. Scriptura vorbește despre acest lucru. Voința secundară este ca cei care disprețuiesc și resping harul lui Dumnezeu să fie condamnați pentru păcatele lor. Astfel, voința lui Dumnezeu este atât irezistibilă cât și rezistibilă.
Voința lui Dumnezeu este irezistibilă atunci când este asociată cu suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Însă este irezistibilă atunci când este asociată cu harul salvator. Oamenii se pot opune dorinței lui Dumnezeu de a-i salva din păcat. De asemenea, avem de-a face cu o voință revelată, o voință pe care Dumnezeu ne-a împărtășit-o în Sfânta Scriptură, dar și cu o voință ascunsă, o voință pe care omul, oricât de mult ar îndrăzni, nu poate să o pătrundă. Un alt atribut al lui Dumnezeu este sfințenia. Sfânta Scriptură ne spune faptul că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt, iar sfințenia lui Dumnezeu contrastează cu starea de păcat în care se află omul, făcând incompatibilă o relație naturală între cei doi. De asemenea, Dumnezeu este just, adică este corect. Dumnezeu este drept în tot ceea ce face. Dumnezeu nu acționează decât în conformitate cu propria lui perfecțiune, cerând de la om ceea ce este drept. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se conformeze cerințelor expuse în legea sa eternă. Trebuie să adăugăm faptul că dreptatea lui Dumnezeu este de două mari tipuri. Este o dreptate a legii care condamnă păcatul, dar și o dreptate a Evangheliei care a fost asigurată de jertfa înlocuitoare a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Aceasta din urmă este esența credinței creștine, deoarece vorbește despre salvarea omului din păcat și din moarte. Un alt atribut important al lui Dumnezeu este direct legat de cel prezentat anterior. Anume, este acel atribut conform căruia Dumnezeu nu rostește decât adevărul. Din acest motiv, Biserica Luterană Confesională crede și predă faptul că Dumnezeu este infailibil. El nu poate să mintă, ci spune absolut întotdeauna adevărul. Astfel, noi avem toată siguranța în a avea încredere în El și în harul lui salvator. Puterea este un alt atribut al lui Dumnezeu. Conform acestui atribut, Dumnezeu poate să ducă la îndeplinire absolut orice spune și plănuiește. De asemenea, acest atribut reprezintă un confort pentru cei credincioși, deoarece ei știu faptul că Dumnezeu își va îndeplini negreșit promisiunile făcute. Un ultim atribut pe care îl vom avea în vedere în această înregistrare este bunătatea. Dumnezeu este bun. Acesta este unul dintre mesajele principale, de altfel, ale Sfintelor Scripturii. Bunătatea lui Dumnezeu este una perfectă și este în acord cu perfecțiunea lui absolută. Spre deosebire de oameni, Dumnezeu este bun în sinea lui însuși, fără a face ca bunătatea aceasta să depindă de ceva anume. Dragii mei, știu că v-am repetat deja destul de mult timp. Această expunere a atributelor lui Dumnezeu nu este însă una nici pe departe completă și nici măcar nu este detaliată din punct de vedere teologic. De aceea aș vrea să considerați această înregistrare mai degrabă ca un prolog sau ca o sumarizare a ceea ce Biserica Luterană Confesională învață despre Dumnezeu. Scopul acestei înregistrări ne fiind acela de a face o analiză teologică profundă și nici măcar nu este o cercetare academică a acestui subiect, ci a fost sau reprezintă doar o dorință de a vă familiariza cu ceea ce crede și învață Bisericile Luterană Confesionale despre Dumnezeu. Sigur că subiectul este vast și necesită mult mai multă apropiere, lucru pe care îl vom face odată cu trecerea timpului. Până atunci însă, sper că această introducere să vă fi fost de folos în a înțelege ceea ce este și cum este Dumnezeul căruia Biserica Luterană Confesională îi se închină. Până data viitoare, vă las în mâna Domnului nostru Iisus Hristos. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să fie cu voi toți în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.